Salut tuturor! În această zi de toamnă atât de posomorâtă, vreau să mă împart în această imagine video cu ceea ce am creat eu în ultima săptămână și anume am realizat mandale în relief, unde am folosit din abundență culoarea și am făcut lucrul acesta pentru că simțeam o dorință de a face ceva spiritual, de a-mi îmbogăți starea sufletească și această metodă de art-terapie chiar m-a făcut să primesc rezultatul care l-am dorit. Dar deoarece eu foarte rar când mă gândesc numai la mine, am făcut și pentru fiicele mele. Iată mandala care am făcut-o pentru mine. Mărimea este de 30 de cm pe 30 și am cumpărat de la magazinul pentru pictori planșete simple și le-am prelucrat în așa fel că dacă chiar eu acum o scap jos, nu se întâmplă cu ea nimic, sunt foarte trainice. Asta, mai repet o dată, este creația mea, e cum sunt eu. Nu pot să comentez pentru că sunt pe calea de a mă cunoaște și mai mult. Asta mandală eu am făcut-o pentru fiica mea, Ana, și când a venit vorba să alegem schița, să alegem modelul, am pus mai multe modele la iveală și am spus o alege și uite, ea s-a ales anume acest model. Copacul vieții sau schimbul energetic are sens alegoric. Deci, este textul ascuns înăuntru. Am folosit și straze Swarovski pentru că e fetiță și mi-a părut că e bine să lucească ceva. Dar următoarea mandală e făcută pentru Maria. O aplic puțin mai sus. Ia și ales cu stele, cu luna, soarele, stelele, așa mai aproape de noi. Și, iar culorile, cum am ales eu culorile? Nu eu le-am ales. Am pus cutia mea cu vopsele și le-am chemat pe rând. Hai, alegeți-vă culorile cu care vreți ca eu să vă pictez tablourile voastre. Și una și-a ales culorile astea, câte trei culori am spus să aleagă, dar alta și-a ales culorile astea. Și cum eu le-am folosit, le-am contrapus, iată ce rezultat am primit. Aceste mandale nu au legătură cu nicio religie. Eu le-am creat din motiv că mi-a plăcut mult forma geometrică și simbolică. Deci eu mă uit la ele nu din punct religios, dar din punct de formă geometrică. Am găsit, când eram în evaluarea acestei teme, am găsit pe internet foarte, foarte multă informație la tema aceasta și am realizat că lumea folosește asta pentru a se calma, pentru aș folosi timpul pentru a se relaxa și a folosi timpul anume în asta, în împărăția culorilor. Și desigur, când apuci să faci chestia asta, când stai cu pensule în fața ta și când alegi culorile, te gândești cam cum, care s-ar potrivi, care după care, e real, e ceva miraculos. Mie mi-a plăcut să mă ocup cu asta și mă împart și cu voi și desigur vreau să vă doresc la toți o toamnă mai cu soare. Și mulțumesc mult pentru atenție!